Cristin, mă bucur foarte mult că ne revedem. Suntem în săptămâna mare, o săptămână extrem de importantă pentru toată creștinătatea, o sărbătoare a Paștelui diferită anul acesta pentru că stăm în casă. Stăm în casă tocmai pentru că vrem să fim bine. Iată de ce s-ar putea să ne fie un pic mai greu să pregătim și să decorăm în cele mai mici detalii masa de Paști. De aceea noi venim cu niște propuneri. La meștereală fără plictiseală le provoc astăzi pe Antonia și pe Petra. Bună, prieteni! Bună, prieteni! Facem împreună astăzi un suport de ouă folosind... Ce am folosit pe fetelor? Un carton de ouă! Un carton de ouă! Noi am avut din acela foarte mare, de 30 de ouă, pe care l-am tăiat, iată, după cum vedeți, în forma unei flori. În forma unei flori, așa, o floare un pic adaptată. Da, a unui pătrat, o formă un pic de floare, un pic adaptată. Am tăiat dinainte și am pictat deja 3 petale. Am făcut și pe spate ca să fie ca o iarbă în care stau florile. Bun, am folosit, după cum vedeți, acuarele guașe. Atenție, foarte important pentru acest gen de pictură, folosim guașe, deci culori din acelea foarte groase și fără apă, da? Pentru că oricum cartonul de ouă va absorbi culoarea. Și după cum vedeți, am folosit tot carton de ouă, da? Pentru suportul de guașe. Pentru suportul de guașe. Deci avem cartonul de ouă pe care l-am tăiat frumos cu ajutorul unei foarfeci, atenție, da? Cu ajutorul unui adult sau știți deja o foarfecă cu vârf rotunjit. L-am tăiat frumos în forma unei floricele, i-am pictat petalele. Acum, fetelor, vreau să-mi spuneți, mai avem câte o petală fiecare de pictat, cu ce culoare își alege fie? Eu doresc culoare albastră. Te rog să-ți alegi o pensulă. În regulă. Și tu, Petra, culoarea? Culoarea roșu. Îți alegi și tu o pensulă, te rog. Și la treabă, fetelor. Pensula aici, le vom pune să le spălăm. Avem acum, vă rog să le prezentați. Da? Floricelele sunt complet pictate. Noi am mai folosit, ele pot fi, vă rog să le puneți pe masă ca să arătăm, da? Oușorul va sta frumos. Vedem în suportul Antoniei mai întâi. După care o să vedem că stă foarte frumos și în suportul Petrei. Atenție, al nostru este încă nevopsit, da? Pentru că încă nu am vopsit ouăle de Paște, da? Bun. Noi am mai făcut pentru decor, ca să arate și mai frumos. Am mai folosit niște bețe colorate. Sunt din acelea care se găsesc în general pentru folosit la matematică, pentru numărat. Da, fetelor, vă rog să vă alegeți câte unul. Hop, încet. Bun. Cu ajutorul acestui băț de frigărui, noi am făcut în fiecare suport câte o gaură. Dacă să-l decorăm, voi puteți să le lăsați și simple, dar nouă ne place întotdeauna să aducem un plus de frumusețe lucrurilor pe care le facem. Am folosit pentru această floricică. Noi am folosit, așa cum v-am zis, bețele acestea și am avut un set. Voi puteți să le faceți foarte ușor, floricelele și fluturașii sau frunzulițe, absolut tot ce vreți, inimioare, orice formă este absolut binevenită. Puteți să le faceți foarte frumos și din carton. La noi s-a nimerit să le avem așa și ne-a fost un pic mai ușor. Așadar, recapitulăm. Avem nevoie de... Carton de ouă, 30 de ouă. Poate să fie și carton mai mic pe care îl tăiem în câte patru petale, da? Avem nevoie de o foarfecă. Am folosit puțin scotch. Scotch dublu adeziv. Doar aici, la floricica suplimentară, dacă vreți să o folosiți. Bineînțeles, avem nevoie de ou ca să-l punem la sfârșit. Oul care înainte de Paști, da, va fi, care la masa de Paști va fi foarte frumos vopsit. Da. Guașe, da, guașe din acelea groase, fără apă, da?
pensule, bineînțeles, foarte multă bună dispoziție, da. Un platou foarte frumos pe care ulterior să le așezăm, da, un platou cu iepuraș foarte frumos pe care îl vom pune pe masa de Paști. Și cel mai important, avem nevoie de toată bucuria din lume, așa cum vă zicem de fiecare dată și pentru noi, ziua are tot 24 de ore, dar încercăm să le umplem cât mai frumos și cu folos pentru copii. Masa de Paște o să o umplem cu ouă vopsite, cu drob, cu friptură, cu tot ce este tradițional, cu cozonac, cu pască, bineînțeles, cu tot ce este tradițional pentru această sărbătoare. Nu uitați, anul acesta, la Sfânta Sărbătoare a Paștelui, stăm cu toții acasă. Noi suntem Alexandra, Petra, Antonia, hai la meșterele, fără plictiseală. Paște fericit, Paște, dragi Paște prieteni! Paște fericit, dragi prieteni!